Anul trecut a intrat în vigoare un act normativ privitor la fosele septice, domnule ministru. Acel registru, ce semnale aveți? Și au îndeplinit primăriile obligațiile de a raporta la Apele Române numărul și tipul acestor fose? Sunt foarte multe primării care au respectat legea și au făcut inventarul foselor septice, soluțiilor individuale adecvate, cum se numesc ele la acum normativ. Este o bază de plecare serioasă. Avem un plan de control la Apele Române și la Gaz de Mediu pentru a verifica dacă într-adevăr toate primările au respectat acest termen și dacă avem inventarul național practic al soluțiilor individuale. După care încep tot în cursul acestui an verificările și la persoanele fizice care nu s-au racordat la sistemele de canalizare și care spun au soluții adecvate, individuale, pentru tratarea apei. Este o problemă națională foarte mare, motiv pentru care în acest domeniu este nevoie de acțiuni concrete și fără compromisuri. Avem și finanțări pentru unitățile administrative teritoriale, inclusiv pentru astfel de sisteme individuale. Este pentru prima dată când comunitățile aglomerării de mai mici de 2000 de locuitori echivalenți primesc finanțare prin PNRR pentru a dezvolta inclusiv astfel de sisteme individuale. Și nu mai există nicio scuză din partea nimănui în secolul 21 să nu-și rezolve problema apei menajere. Sunt localități în care nu există alimentare cu apă, nu există canalizare, oamenii sunt destul de săraci, au încă WC-urile în fundul curții, în pământ. Ce se va întâmpla cu ei? Vor fi ajutați într-un fel cu fose sau? Avem încă o dată finanțare pentru primării pentru a realiza aceste sisteme individuale adecvate. Acolo unde există apă, conductă de apă și acces la apă potabilă și acces la cantități mari de apă pentru a avea o gospodărie corect dezvoltată în secolul 21, este nevoie și de canalizare sau de aceste soluții individuale. Mare problemă a României este.